Furtunile revin în mare parte din țară. 21 de județe sunt sub atenționare cod galben de furtuni. Cantitățile de apă pot ajunge izolat la 50 de litri pe metru pătrat, iar vântul va atinge viteze de până la 60 de km pe oră. Mai multe detalii ne aduce meteorologul ANM Raul Ilea. Bună ziua! Bun găsit tuturor! La ce să ne așteptăm pentru următoarele ore? Pentru următoarele ore, până mâine dimineață, mai exact, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru manifestări de instabilitate atmosferică în mai multe județe din țară, adică în mare parte din Transilvania și zona de munte, local în Muntenia și prin Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, adică averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de vânt și izolat vijelii și grindină. Vântul va atinge rafale de 50-60 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. De remarcat este faptul că aceste fenomene nu se vor înregistra în tot județul ca arie, ci local. De asemenea, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în celelalte regiuni față de cele menționate de mine mai devreme, dar pe arii mai restrânse. Iar sâmbătă, adică mâine, va ploua îndeosebi în jumătatea de sud a țării.